have a problem. Spațiul este infinit și până în prezent oamenii de știință au explorat aproximativ 4% din universul vizibil. Aceasta este alcătuită din planete, stele și galaxii pe care astronomii le pot vedea. Aceasta înseamnă că există multe mistere nespuse acolo despre care nu știm nimic. Dar organizațiile spațiale precum NASA și SpaceX au surprins imagini și sunete uimitoare din spațiu. Ei bine, acum spațiul este un vid, ceea ce înseamnă că sunetul nu poate călători prin spațiu. Dar NASA are instrumente speciale pe navele spațiale care pot capta sunete. Folosesc semnale electromagnetice provenite din obiectele spațiale, iar acest lucru ne permite să auzim cum sună lucrurile în spațiu. Luna lui Jupiter. Știm cu toții luna noastră, dar dacă nu știați, și alte planete au propriile lor luni. Una dintre lunile lui Jupiter este Ganymede și este cea mai mare lună din sistemul nostru solar, dar sunetul pe care îl scoate este cu adevărat terifiant. Aproape că sună ca o interferență electronică, dar aceasta este pur și simplu o energie provenită de pe luna veche de 4,5 miliarde de ani. Lucrul incredibil la această lună este cât de rece este. Noaptea temperatura poate scădea la mai mult de minus 200 de grade Celsius. O stea neutronică este un obiect ceresc incredibil de dens și plin de neutroni. Stelele neutronice se formează după exploziile supernovelor din spațiu. De obicei, acestea produc găuri negre, dar uneori produc și stele neutronice. Dar ce se întâmplă când două dintre aceste stele se ciocnesc? Sunetul pare direct din Star Trek, dar sunetul acesta este pur și simplu din cauza neutronilor din stele. Când acestea se ciocnesc, eliberează o cantitate masivă de radiație gravitațională și asta duce la sunetul acesta neașteptat. Coliziunea găurilor negre. O gaură neagră este o regiune a spațiului în care gravitația este atât de puternică încât nimic nu poate scăpa din ea. Dar dacă două găuri negre se ciocnesc, ei bine, acesta este sunetul pe care îl vor face. Sunetul este propagat prin spațiu și timp, prin așa numitele unde gravitaționale. Dacă sună similar cu coliziunea stelelor neutronice, este pentru că așa este. O energie similară este eliberată la ciocnirea a două găuri negre. Când două găuri negre se ciocnesc, ele fac o gaură neagră mai mare, dar uimitor este că nu este pur și simplu masa celor două găuri negre puse la un loc. Asta deoarece o parte din masă este convertită în energie și aceasta este sunetul pe care tocmai l-ați auzit. Pământul. Știm cu toții cum sună pământul din viața noastră de zi cu zi, dar cum sună pământul din spațiu? Sună ca niște păsări care ciripesc în copaci. Pământul se extinde și se contractă foarte ușor în fiecare moment, creând acest sunet. Nimeni nu știe de ce se întâmplă acest lucru, dar oamenii de știință cred că valurile oceanelor ar putea fi sursa. Oricum, acest sunet constant este imperceptibil urechilor umane. Este un lucru bun pentru că acest sunet ar deveni foarte enervant foarte repede. Luna lui Saturn. Saturn are multe luni, dar cea mai interesantă se numește Enceladus. Este doar a șasea cea mai mare lună a lui Saturn, dar sunetul pe care îl scoate este cu adevărat înfricoșător. Luna este acoperită cu o gheață foarte strălucitoare și este unul dintre cele mai reflectorizante lucruri din întregul sistem solar. Sunetul pe care îl scoate este ca un fel de mașină a timpului science fiction, dar în realitate este pur și simplu o energie emisă de această lună înghețată. GRS 1915+105. Este posibil să nu fi auzit niciodată de acest lucru înainte, dar GRS este un sistem stelar binar. Este de asemenea numit unul dintre cele mai bizare obiecte din univers. Este compus dintr-o stea gigantică care alimentează în continuu o gaură neagră din apropiere. Acest lucru creează un geyser spațial și acesta este sunetul pe care îl creează.
În fiecare oră, 200 de miliarde de tone de masă sunt aruncate în spațiu datorită acestui obiect. Și înspăimântător, când accelerați acest sunet, jeturile infraroșii ale găurii negre sună ca bătăile unei inimi. Acest lucru a făcut ca GRS să primească porecla de bătăile întunecate ale inimii spațiului. Soarele. Fără soare nu ar exista viață pe Pământ. Este steaua din centrul sistemului nostru solar și este o sferă aproape perfectă de lavă fierbinte. Iar sunetul pe care îl scoate este incredibil de amenințător. Zgomotul discret, dar foarte ciudat, provine din energia pe care soarele o eliberează. Fulgerele de pe Jupiter. Ați putea crede că Pământul este singura planetă care are fulgere, dar pe Jupiter există un mister legat de fulgerele acestuia. Oamenii de știință nu cunosc originea fulgerelor lui Jupiter. Jupiter are adesea aceste furtuni puternice care includ fulgere. Sunetul pe care l-auziți este un fulger electric care lovește planeta. Centrul acestor furtuni sunt aproape de Marea Pată Roșie a lui Jupiter. Marea Pată Roșie a lui Jupiter este de asemenea un alt mister al planetei. Spațiul interstelar. Spațiul interstelar este regiunea din afara sistemului nostru solar și cam așa sună. Sunetul pe care l-auziți este radiația și materia care există în spațiul dintre sistemele stelare și galaxie. Aceasta include gazul sub formă ionică, atomică și moleculară. De asemenea, auziți praful spațial și razele cosmice care se ciocnesc între ele. Cea mai mare lună a lui Saturn. Am ascultat deja una dintre lunile lui Saturn, dar acum să trecem la Titan. Cea mai mare lună a lui Saturn. Iar aceasta sună cam așa. De asemenea, arată absolut de uimitor. Este foarte neclar deoarece are o atmosferă groasă portocalie. Sunetul lunii este foarte înfricoșător și sună aproape ca o eroare. Unii chiar l-au comparat cu muzica dubstep. Jupiter. Am auzit deja cum sună fulgerele de pe Jupiter, dar planeta însăși sună la fel de înfricoșătoare. Jupiter este de departe cea mai mare planetă din sistemul nostru solar. Eliberează mai multă energie decât primește de la Soare și asta pentru că această planetă este un gigant gazos. Sunetul provine și din faptul că Jupiter este cea mai rapidă planetă care se învârte în sistemul nostru solar. Jupiter are și un câmp magnetic de 14 ori mai puternic decât al Pământului. Cometa 67P. În 2014, nava spațială Rosetta, Agenției Spațiale Europene, a auzit ceva ciudat. Acesta a fost în momentul în care s-a apropiat de cometa cunoscută sub numele de 67P. În mod neașteptat, cometa producea o melodie. A făcut acest lucru formând oscilații în câmpul magnetic care îl înconjoară. Frecvența a fost mai mică decât urechea umană poate detecta, dar zgomotele făcute de cometă erau asemănătoare unor clicuri și mârâitului animalelor. Oamenii de știință nu au putut explica procesul fizic care creează acest sunet și acesta rămâne unul dintre cele mai mari mistere ale spațiului. Steaua KIC-767-1081b. Acesta este sunetul stelei KIC-767-1081b. Zgomotul puternic de zumzăit se datorează energiei eliberate de această stea. Saturn. Unul dintre cele mai înfricoșătoare sunete de pe orice planetă din sistemul nostru solar trebuie să vină de pe Saturn. Practic sună ca Darth Vader dacă ar fi fost o planetă. Sunetul acesta de respirație provine din lucrurile eliberate de Saturn și de asemenea parțial din inelele acestuia. Marte. Marte poate fi locul în care oamenii vor trăi în viitor. Asta dacă oamenii ca Elon Musk ar putea să croiască un drum într-acolo.
Dar cum sună viitoarea noastră casă? Sunetul zgomotos va fi imperceptibil pentru urechile umane. Deci, dacă oamenii ajung să trăiască vreodată pe Marte, nu ar trebui să-și facă griji, deoarece nu trebuie să asculte acest sunet înfricoșător. Acum este timpul ca voi să vă faceți auzită vocea. Comentați mai jos care a fost cel mai înfricoșător sunet din spațiu. Apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest episod, abonați-vă la canal dacă încă nu ați făcut-o, dați share să vadă și prietenii voștri și nu uitați că vă puteți alătura canalului devenind membri exclusivi și să primiți diferite beneficii aici pe canal. Ne auzim data viitoare!